Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face savarine. Dacă vă place rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru savarine vom avea nevoie de 6 albușe, 6 gălbenușe, 6 linguri de zahăr, 2 plicuri de 8 grame de zahăr vanilinat, un praf de sare și 8 linguri de pesmet. Pentru sirop avem nevoie de 700 de ml de apă, 25 de ml de esență de rom și 5 linguri de zahăr. Mai avem nevoie de 500 de ml de frișcă și o lingură de dulceață de căpșuni. Într-un bol punem gălbenușele, zahărul, zahărul vanilinat și praful de sare. Amestecăm bine până își dublează volumul și salvește compoziția. Adăugăm pesmetul și omogenizăm bine. În alt bol batem albușele spumă. Punem albușele peste compoziția cu pesmet și le împăturăm cu grijă. Formele de savarine, unse și tapetate cu făină, le umplem până sus și le coacem până când sunt rumene deasupra. Din această compoziție obținem 15 savarine. Pentru sirop doar amestecăm apa cu rom și zahăr și amestecăm până când ne topit tot zahărul. Batem frișca cu mixerul. Ea trebuie să fie bătute bine pentru ca să nu curgă din savarine atunci când le vom umple. Când sunt coapte, le scoatem cu grijă din forme și le lăsăm puțin la răcit. Le întoarcem și cu un cuțit tăiem un capac, dar nu de tot. Însiropăm fiecare savarină scufundând-o în sirop. Stoarcem excesul. Umplem savarinele cu frișcă, iar pe capac punem dulceață. Aceste savarine sunt foarte pufoase și bine însiropate. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!